începem așa, vezi, moșii creștinești din postul rugăciune. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească să fie numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, lumina noastră de toate toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne iertăm în ispită, ci ne mântuiește de judecată. Duhule Sfânt Dumnezeule, miluiește-ne pe noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pentru cei care poate nu mai cunosc, sunt Părintele Părbășel Francis, parol la Parohia Iisus Bunopăstor, de aici, din Roma, din cartierul favorit. Pentru această seară, eu sunt cel care voi încerca să moderez această conferință. Pentru început, rugăm pe domnișoara Mădeanu Alexandra Mădălina să ne spună câteva cuvinte despre fericirea de martie. A început primăvara astronomică, aducând cu ea dualitatea echinocțiului, armonie și echilibru. Armonie în suflet, echilibru în gândire, reînnoire în natură. Este momentul reîmprospătării sevei, reactivată de magia solară. Este minutul freamătului ce cuprinde întreaga fire. Este renașterea ciclică a naturii din care facem parte. Transformarea vieții ce ne dă în fiecare an o nouă șansă. Un început ce nu trebuie ignorat. O reîncărcare cu energiile zeiței pământ. Fericirea de martie este mugurul de floare, zborul de albine, cântecul de păsări și soarele mai cald. Este mirosul reamăn al pământului ce așteaptă mirabila sămânță pentru a-i dărui viață. Este verdele curul. Omule, nu trece nepăsător, privește, respiră, ascultă, iubește, întinde mâna aproape lui și dăruiește. Oferă-ți cântecul, oferă-ți floarea și zborul, îmbrățișează-l pe cel ce plânge și șterge-i lacrimile. Te învață soarele cum să fii cald, îți arată frunzele cum să tremuri, îți spun copacii cum să te ridici și să rămâi drept. Îți șoptesc râurile cum să-ți croiești drumul printre stânci și să nu te întorci din drum. Te sfătuiește cerul cum să rămâi senin după furtună. Iar păsările îți cirpesc zborul spre înalt. Ascultă doar, omule, fă-ți timp să privești, citește noaptea poveștile stelelor și minunează-te de ce îți oferă natura. Atinge cu sufletul frumusețea din jur și fii bun. Dăruiește, iubește tot ce te înconjoară și alină suferința aproape lui. Fericirea de martie este iubirea de martie. O iubire regăsită după un an. O dragoste renăscută din verdele naturii și din albastrul cerului. O iubire ce cu fiecare an devine mai puternică, punându-și veșmânte în culori noi. O iubire posibilă ce se transformă în mângâiere de amintire, în strângere de mână, în îmbrățișare. Omule, dă binețe iubirii de martie și fii fericit! Doamne, introduce în spiritul pregătirii pentru Marea Sărbătoare a Paștelui, care anul acesta îl vom sărbători împreună cu confrații ortodoxi. Corul seminarului ortodox, episcop Melchisedec, va interpreta câteva de ce se ascultă. Amen. 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 Am
Yeah.
maia, sabuiagda maline ca maline ca maia, e calinca 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 maia, sabuiagda malinca malinca maia, e calinca 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 maia, sabuiagda malinca malinca maia, e calinca 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 maia, sabuiagda malinca malinca maia, e calinca 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 maia, sabuiagda malinca malinca maia. Necesar să ne dedicăm activităților frumoase,
să ne dedicăm celor dragi, pasiunilor, hobby-urilor. Dar totuși trebuie să fim cât mai buni, să dăruim cât mai mult, să cerem și să întoarcem fericirea primită. Mă bucur să observ că din ce în ce mai mulți oameni participă la activitățile desfășurate de dumneavoastră, ceea ce înseamnă că oamenii vă ascultă și că meditează la subiectele pe care dumneavoastră le lansați în spațiul public. Ceea ce înseamnă că avem un dialog fericit. Eu vă mulțumesc pentru invitație din această seară și vă doresc mult succes în activitățile pe care dumneavoastră le faceți. Aș dori, înainte de a intra cu adevărat, să aveți grijă la telefoane, le dați pe mut, pentru că atunci când doamna doctor și sora vor intra mai puternic în conferință, să nu fie perturbate. Suntem fericiți cu adevărat. Se spune despre români că nu este un popor prea fericit. Și chiar în unele clasamente suntem chiar la final, ca de obicei la rău suntem la final, la bine nu prea, la rău suntem în frunte și la bine suntem la coadă. Ce este fericirea? Aș vrea câteva cuvinte să spun despre fericirea ca artă și am fost curios să mă uit în dicționar să văd ce înseamnă arta. Arta este orice activitate care se bazează pe cunoștințe, pe exercițiu, pe imaginație și pe intuiție. Dacă vrei să fii fericit cu adevărat, mai întâi trebuie să-ți însușești anumite cunoștințe despre fericire, apoi să faci exercițiu, apoi să ai și imaginație, și de ce nu și intuiție. Cum este generată fericirea? Științific, specialiștii vorbesc că factorii 50% sunt genetici, aproximativ 40% psihosocial, iar doar 10% sunt circumstanțele de viață. Se pare că noi ne lăsăm prea mult duși de circumstanțele de viață, suferințele, greutățile, încercările, și aceea poate că nu suntem suficient de fericiți. Și aș dori, tot citind un clasament, să spun câteva lucruri despre tipuri de fericire. Și specialiștii vorbesc despre trei tipuri de fericire. Mai întâi, fericirea ca plăcere. Și aici cred că este pentru fiecare la îndemână. Cu toții avem un hobby, avem lucruri care ne plac. Eu un sport, pescuitul, fotbalul și așa mai departe. Apoi avem prieteni cu care ieșim și unii ne sunt apropiați și ne simt, avem plăcerea de a fi cu ei. Apoi unii poate citesc o carte, alții văd un film. Sunt plăceri, sunt hobby-uri pe care le avem la îndemână. Doar că, deși știm că ne produc plăcere, le facem foarte rar. Când ați fost ultima dată la pescuit, intrai pe pescari? Când ați citit o carte, cei care citiți? Când ați ieșit cu prietenii, cei care aveți prieteni? Adică e important ca să ne facem un program de viață. Dacă avem niște hobby-uri, o dată, de două ori pe săptămână, să facem aceste hobby-uri. Și atunci, atât, fericirea ca plăcere, o bifăm acolo. Apoi, fericirea ca viață bună. Și vreau să mă exemplific aici. Punctele tari pe care noi le avem în viață. Lucrurile în care excelăm. Dacă întreb rapid acum pe fiecare, care sunt principale trei lucruri în care sunteți tari. Cât de repede ați putea să ne le spuneți? Sunt buni. Da? A doilea. Împlinit. A treilea lucru. Sunt mulțumit. Asta ține. Spuneam lucruri tari în care excelați. Vedeți? Obiul de tari.
Spre exemplu, dau un exemplu ca să fiu mai explicit. Știu să cânt. Și lucrul acesta îl scot foarte mult în evidență. Cât sunt care nu știu să cânte, dar au impresia că știu să cânte. Da, nu este un punct foarte pentru ei. Și atunci mai degrabă dai deoparte. Sunt bun manager, știu să organizez oameni. Sau sunt un bun sportiv și am deja un sport foarte care îl practic. Câteva puncte forte pe care eu le știu, le pun în practică și mă folosesc de ele. Și în felul acesta excelez în domeniul meu. Nu mă bag unde nu cunosc sau unde nu excelez. Dar să mă cunosc pe mine. Și atunci excelez în acele lucruri. Și aici putem să ne vorbeam cu cineva și l-am întrebat care este, nu ai nevoie de concediu, de liber? Care este ideea ta despre concediu? Și mi-a spus la drept vorbind, mie nu prea îmi place termenul de concediu sau de liber. Pentru că pentru mine munca este un concediu continuu. Ce n-ar fi așa pentru toți. Și am întrebat de ce? Pentru că fac ceea ce îmi place. Da. Acesta era jobul lui. Era chiar un psiholog. Pot să vorbesc de mine. Sunt preot. Fac ceea ce îmi place. Și fac cu dragă inimă. Și sper că ceea ce am realizat așa puțin în orașul roman, sper să rămână pentru totdeauna. Am făcut ceea ce îmi place. Deci, fericirea ca plăcere, hobby-uri, fericirea ca viață bună și aici punctele forte, iar un al treilea aspect, fericirea ca viață cu sens. Și aici este lucrul cel mai profund. Măcar trei valori, și de aici un nou exercițiu pentru fiecare dintre dumneavoastră, trei valori pe care le aveți în prim plan. Care sunt valorile pe care le avem? Fiecare să gândească la trei valori. Spre exemplu, pentru mine, valoarea 1 este credința, valoarea 2 este viața, valoarea 3 este familie. Valori de care să ținem puternic. Valori care să fie ale noastre și să ne le însușim. Odată ce avem aceste valori și ne sunt clare, ne ghidăm viața după aceste valori. Și atunci, fac ceea ce îmi place, muncesc, nu mi-este greu și respect pentru că am niște valori. Iar toate acestea mă fac să fiu fericit. Și dacă sunt fericit, sigur, toate acestea nu se obțin ușor. Da? Puneam de la început că fericirea este o artă. Trebuie să cunoști, trebuie să o exerciți, trebuie să ai imaginație, trebuie să intești. Și atât, în felul acesta, toate acestea adunate devin o artă. Arta de a fi fericit. Cred că am spus suficiente pentru că am în stânga și în dreapta două persoane care pot să vorbească mult mai multe despre fericirea și într-un alt sens. Pentru că astăzi tema noastră este fericiți sunt cei care plâng pentru că ei vor fi consolați. Fericiți cei care descoperă că viața e prețioasă în ochii lui Dumnezeu care consolează. Știți că zilele trecute a fost și în orașul nostru marșul pentru viață. Viața este darul lui Dumnezeu și nimeni nu poate abuza în niciun fel de această viață. Grija pe care o avem față de darul lui Dumnezeu ne poate face fericiți. Supranumită Maica Săracilor, sora Elisabeta Barolo, deci despre ea este vorba, aici este în stânga mea, este o soră italiancă, dar foarte bine românizată, din Congregația Surorilor Misionare ale Părtinirii Domnului nostru Iisus Hristos, care slujește de câțiva ani în România, la Budea, în județul Iași. Treptat, cu entuziasmul și cu marea credință care o caracterizează, dar și cu ajutorul multor binefăcători din țară și din străinătate, a reușit să pună în picioare o operă care astăzi însumează o casă pentru copii abandonați, o casă pentru bătrâni și bolnavi, un centru medical cu salvare proprie, asistență la domiciliu pentru bolnavi și bătrâni și un oratoriu pentru copiii din parohie, unde aceștia pot să-și dezvolte propriile abilități. Un spirit mereu jovial, cu zâmbetul pe buze, suflecată,
și cu daul pregătit pe buze, sora Elisabeta pare să sfideze nu atât legile firii, dar mai ales limitele carității. În edificiile construite sub călăuzirea ei își găsesc adăpost zeci de bătrâni, bolnavi și copii abandonați, care, pe lângă un pas și un plic de mâncare, se bucură și de iubirea unui personal mereu gata să îi îmbrățișeze. Nu vrea nimic pentru ea, ci doar pentru săraciei. Nu vrea pentru ea nici măcar timpul dedicat odihnei, și dacă e posibil, îl limitează la cât mai puțin, tocmai pentru a putea fi la dispoziția celorlalți. Sora ne propune fericirea ca slujire. Să o ascultăm. Bună seara a toți! Nu vorbesc așa de bine român, mă încearcă. Sunt o călugăriță misionară a Patimii lui Iisus, congregația este italiancă și desfășor misiunea mea în România de 1999. La Butia. Am fost chiamată la Butia, congregația noastră, da un signor preosfințitul Petru Gergel, care toată lumea știe cine este, persoană deosebită. Și am început cu asistența domiciliu. Casa nu am avut. Și pentru că toată lumea pleca în străinătate. În cerca de lucru. E acest este foarte clar, știți foarte bine probleme a fost în România. Și copii. Copii cu bunici o cu persoane bolnave. Ce trebuie că vi spun? Misionare este apostol. Apostol este cine trebuie că abbia grijă delle persone care tinde mena. Și am încercat de punerci a dispoziție de aceste persoane. Vi explic cu cuvintele foarte simple a ce a fost invitată, care este opera la Butia. Și 30-35 de bolnavi, prim an am asistit acasă și am cerut salvarea pentru portare caz mai grav, pentru că 112 acum este la Pascani. Al început venea de la Iași, era foarte departe. Când se întâmpla o convulsie de un copil, o paralizie de un bolnav, un bolnav care se paralizea, trebuie portat la Iași. Am cerut în Italia salvare. E a început a farsi servizio cu salvare. Care erano i bolnavi care tendea la mano la noi? Toți, dal copil al bătrână. Am ristrutturato mica casa, care e parintele paroc a Luis Damoc, care era acolo paroc, care ne-a primit cu mare drag. Și toată lumea venea da Calugarițe. Pentru că noi suntem a 7-10 de kilometri de la Iași. Voi știți foarte bine, suntem în județul Iași. La Roma, când se întâmplă un bolnav, este un pic mai greu pentru probleme voi știți probleme. Și în caz, acum vi port exemple foarte simpli care noi am dat ajutor fiind dall'început. Prim an că am fost acolo, a venit la mine un copil care era căzut aproape del Siret. Toată lumea pleca a fare baie la Siret. În casa nu era apa, apa de la fântână. Și s-a tăiat aici 7 cm aproape de inima. Copil vine însoțit da fratele sau di un an jumătate mai mare. Copil era grav, perdea mult sânge. Eu ho gândit-o, se eu chiam salvarea de la Iași, prima că ajunge salvarea, copil este mort. Ce fac? Am gândit un minut, mama nu este acasă, tata nu este.
pun il copil în mașină, si plec la Iași și spital de copii. Când ajun la urgență, il dottor vine afară și spune: Maica, copil e grav, trebuie operat. Cine firmează, copil este minor. Cine sunteți? O calugăriță care face voluntar la Budia. Aici trebuie făcut seminatură. Am tăcut. După un minut vine dottore e fac seminatură. Mi-a spus, face seminatură. Am făcut seminatură. Și după am început în coridor cu coronă în mână. Copil trebuia să fie operat. Intrat în sala operatoare, copil era foarte grav. Dalle 4 dopo massa fino alle ore 8 fara 10. Ha fost in sala operatoria. 8 fara 10 viene a fare il dottore e mi ha spun: Maica, copile salvat. Baron frumos, se venisse întrebați, ce am mincat la ore 12? Vedem si este luce di minte. Am entrat, mi ha spus: Baron frumos, mi spune ce ti ha facut mama la ore 12? Chiftele! Fratele sau spune, adevărat, dottore a spus, il copil è salvat. Plece sa casa e spune la mamma che copil e bine. Acum plec in camera. Am ajuns a casa ore 11 di seara. Drum nu erano așa de frumos ca acum, 18 ani acum. Nu m-am oprit a casa, am fost direct a casa de la mamma. Mama era seduta afară, pe scaun. Aspetta un răspuns. Mașine la Bute erano 3-4, primi ani che io ho fost la Bute. Am spus, copil s-a tăiat, a fost operat inima, este bine, a cunoscut. Mama mi spune, andor di copilul meu. Eu era foarte posita. Ma cine prende loc di mamma? Nicio persona. L-am făcut semn că se siede în mașină, se pune pe scaun, m-am întors înapoi la Iași. Am ajuns la Iași ore 1. Mama a îmbrățișat copilul său. Am ajuns acasă ore 3 după mezzanotte. Questi non sono miracoli. Ma io vi spune, questo mi ha dato mare fericire. Când noi am attenzione a cine traieste aproape de noi, nu mai se simte posiara. Nu mai suntem trist. Pentru că suntem bucuroși de poter dare un ajutor a cine este neputincios. Așa am continuat fino acum. O altra mamma, un tata, ore 5 di dimineața, batte la porta repede, repede, repede. Soția mea este de 5 luni. Perde il copil, adolie del part. Și m-am îmbrăcat în un minut. Si-am plecat cu mașina, pentru că să aspet salvarea, mama moare. Știți foarte bine, sunteți multe mame aici prezente. Si-am plecat în spital. Când am ajuns acolo, după una sferta de ore, il dottore vine afară mi spune: Cine sunteți dumneavoastră? Voce tare. O calugăriță că fac voluntariat la Budia. Și această mamă ajungea una sferta de ore, mai târziu era morta. Când l-am portat în spital, când am fost în fața casa, era în ușa, cu o mică punguliță în mână, și copil mort intră. Și mama avea emoragie. Mama a venit acasă după 80 zile, și cu cal, cu caruța, când se întâlnea pe drum, mi făcea un zâmbet foarte frumos. Acesta este fericire. Dar, când trecea aproape de mine, lăsava ochii și nu mi spunea nimic. Dopo l'una, due lune, le spun: Ma mamma, ce se întâmplă când trece proprio de mine? Mi pregresc.
e da 6 luni eu trebuie să fiu mort în cimitir. Eu sunt aici cu copiii mei. Acasă aveam ca 5 copii și copil care a murit era 6. Acum sunt în Italia, în Spania, 2-3 ani căsătorit. Ma mama nu uită aceste lucruri. Așa multe pot spune la fine mine lucruri care s-au întâmplat, care am încercat de dar ajutor. Când am văzut atât acești bolnavi, a venit Maica Generale și am spus, Maica Generale, vă rog frumos, dați-mi ajutor, aici trebuie construit o casă pentru i mai neputincios, bolnavi, i bătrâni care nu se pot avea grijă acasă. Nu pentru că române nu iubește părinții o neamuri lor, nu, pentru că fiecare are propria familie, are lucruri de parte, și nu poate stare aproape aceste persoane care au dat o viață pentru familia și au dat o viață pentru societate. Și ultime zile de viața lor trebuie stare mai aproape. La madre mi spune, sora Elisabetta, eu non ti spun nu. Am văzut necesitate de aceste case. Amintește-te, congregația este mica și banii noi nu avem. Eu le spun a maica noastră, madre, cât de bani poate mi da la congregația? Când ajung acasă te lo spun. După 2-3 săptămâni mi dă un telefon și mi spune, sora Elisabetta, toate congregația pot spune-te împreună 35.000 de euro. Eu, un pic bolnav de cap, am spus, foarte bine, încep. Și avem deja un proiect făcut și am început. O casă cu 35.000 de euro, nu se începe nicio casă. Pentru că casa care am făcut are valoare de 700.000 de euro. Și l-am început del 2005, și del 2008 l-am terminat și inaugurat cu preșvenții. Mulțumesc ajutor din Italia și mulțumesc de sensibilitate de persoane foarte sensibile și din România, care nu pot spunere, care nu au această sensibilitate pentru aceste persoane. Și am început a punere aceste persoane mai necazite, care în casa nu aveva apa. Când un bolnav, un paralizat, este în o familie care nu are apă în casă, are soba lemn, și neamuri plecano departe, de dimineață erano mordari, și eu plecau da un bolnav all'altro bolnav. Ma înainte, in vare frumos, si gira in bicicletta, si plimba, ma in iarna, 15, 17, 20 minus. Se ajunge in familia apă rece, soba rece, trebuie încălzit apa, aprins foc și dare posibilitate aceste persoane să fie spalate, dare un pic de mâncare, schimbate, se plecau de un altro bolnav și după plecau la Iași a vedere i bolnavi în spital. Și așa am făcut casa. Acum am 42 de bolnavi și bătrâni. Am scris bolnav și bătrân, Sfânt Ioan Paul al II-lea, perché non sunt toate persoane bătrâne. 40-50 de ani, multe persoane sunt già paralizzate. Pentru pe efort că am făcut în viața lor. Dar acum, în acest moment, aici prezent, înainte di vorbire di copii, am dorit di vorbire di o persona care amici presenti am portata cu mine. Si vi explic ce s-a întâmplat. Am primit un telefon din Italia. O doamna care a piangea foarte mult al telefon e mi-a spus, soțul meu este în psichiatria la Roma. Este paralizat. Eu nu pot gândire soțul meu în spital de psichiatrie. Acesta persoană nu le viene rușine pentru că lui l-a spus lui cu
vorbele sale. A mâncat toată casa, pe camion, mașina, cu alcool. Și s-a distrus în psihiatrie. A venit ziua după la mine, din Italia, la Bacau, de la Bacau, la Putian, cu un preot care l-a însoțită. Și mi-a spus, Elisabeta, la jumata de ora cu mine, am ajuns în spital la Roman. E era Giovanni, questo domn care este aici, vine aici aproape de mine. Când l-am văzut, era paralizat total. Picioare umfle, braț umfle, fața umfla. Un braț singur lua un pahar de apă. Și am spus a soția, am avut adevărat durere, am spus soția, când se fa un loc, nu prind. Niciodată am luat din psihiatria. Încerc. Opere de caritate trebuie încercat cu toate puterea. Și când s-a făcut un loc, am fost cu salvarea și l-am luat în psihiatrie. A venit acasă, cu targa. De la targa cu carucior. Carucior cu cadru. Cu cadru cu stampele. Cu stampele cu nemic. S-a împăcat cu soția și are 5 copii. Am făcut universitate și unul, doi este deja căsătorit. Soția continuă și lucrează în Italia. Și lui acum dă ajutor la noi. Barbarestei bolnavi care sunt în casă. Nu s-o sese cu carucioara la masă. Si, mi taglia erbe in gradina. Mi uda florile. Ma scusate, siamo io e mia moglie. Domnul Valenciano lo cunoaște, mi-a cunoscut de ani, zi, 30 de ani. A fost un element foarte bun. Dar văd că vă sfat la toți. Băutura, alcool, distruge familii, distruge vieți omenești. Eu am intrat un gaj într-o armonie de astea, de ceva, am început, nu o să văd la slavă. Făcut Ioan așa, Ioan e corul, la strână, la drept. Am făcut, am căzut. Am avut mașină, am putat bani, am dat cu scheam, cu camăt, cum era, pentru că altfel mă umoră. Nevastă de la Italia m-a ajutat să vin la treaba acolo, eu făceam pe capul lui, aici e Roman. Nu-i de răs, vă spun ce este când aici o mafie de astea, așa, caz, acolo te distruge. Băi, am, a doua zi mă trec. Care cădea? Și tot am căzut, până am mers la psihiatrie, paralizat. M-a dus la Nisiporești, pe Targa, la psihiatrie, și am stat în spital la psihiatrie. În spital m-a dus aia să merg, dar mulțumesc, nici un bun Dumnezeu, acum am cum sunt. Atunci, cum pus mă iată, dar am emoții. S-a zis, Sabeta, nu numai pentru bolnavii din care suntem la azil, sau din satul din Buzea. E cred pentru tot țara, a doua mamă a noastră. Gândiți-vă, 42 de bătrâni, sunt fără picioare, trăiesc, fate zână, de 40 ceva de ani, acum aduse. Unul fără picioare, de 50 ceva de ani. Sunt bătrâni care nu au pensii, că l-au ajutor social. Gândiți-vă că descoperă viața acum. Nu știu cum se descurcă cu această mamă, cu această bolnavă, 40 de bătrâni, 42 de bătrâni și vreo 20 de copii. Care sunt toți fragile de ăsta, săracă. Vă spun ce este, că alții are un ajutor social de 300, alții are o pensie de 400 și aici mă știu, domn primar, cred că nu știți cum e viața actualmente. Gazul, apa, curentul, medicamente, mâncare, îmbrăcăminte. Mă trebuie multe ori spre soia să abia, la 12 noapte, lumina văd la vânt, când doarme ea, lumina a prins. Se gândește, Giovanni, italian, la Ion spune Giovanni, tuturor noapte stau pensando, stai și te gândești, ce se fac de bani, sfârșește luna, te spătești personalul. Nu mă dai bani numai la personal. Pentru și asigurări personale, dai 100 lei omului, îți mai dai vreo 600 la stat. Deci, bani, de unde se are? Exact, vă spuneam de expresie cuvântul ăsta. Numai de rozare nu ies bani. Trebuie să dăm un ajutor. Cât se poate? Și eu, când cădă până la portă, pot piese care v-a făcut-o. Dau soție, domn preot, domn preot, preot să acolo. Casa Madonna Pelegrina se cheamă, cum se cheamă soare acolo? Casa Virtuoză. Da. Nu știu, la noastră? Nu, casa fratelui tale. Da, Sfânta Maria Pelegrina. Mă dă Sfânta Maria Pelegrina, așa. Am dat acolo, am dat acolo. Preoți și de acolo. E greu de suportat astea. Și am văzut la televizor se vede. Astea a venit ca să chidă în țară.
Și biseamă și n-avem și noi pe urma la Ernest. Dar de asta e Dumnezeu să fie și al bunul Dumnezeu, sperăm să ducem la liman. Am 60 de ani, mi-a trebuit 5 de ani, că m-a dat Dumnezeu. M-a dus cu targa, m-a dus cu picioare, cu capul înainte, a spus cu picioare înainte, că se criu. A fost periclou. Asta e. Și la țară, și la țară, pentru tot așa, o poasă la care faci pentru noi. Aproape de această casă, avem casa copiilor. Venea la noi primar, veniva la noi preot, e spunea, sunt copii cu probleme în familie, au plecat parenții, nu au casă, nu au mâncare, nu pot pleca la scuola. Sì, d'accordo con protezione copia, anche se sono mica casa, casa famiglia, madre cara. Siamo due esercizi di copia. A proprio di me, ne ho portato con mille una. Care la Luan, a 2 anni su matane. Ieste fare mamma, si fare tata, a come cresce con noi. Aceste lucruri fino a mine dimineața, aceste lucruri nu le-am făcut eu. E Dumnezeu care face aceste lucruri. Eu încerc de dai un pic de ajutor a persoane care sunt mai aproape. Acest da la mine adevărata fericire. Nu este fericirea plimbare toată ziua, nu. Este fericire că noi stăm atenți a cine trăiește aproape de noi. Aceste persoane au nevoie. E fiecare dintre noi avem persoane aproape che tinde mâna. Papa Francesc spune attenție a cine este le periferie. Ma periferie de multe ore este inima nostra. Attenta a cine are inima, scusați, bolnava. Ma bolnava pentru că nu sta attenta a cine este aproape de noi. Acesta da fericire. Sì, vi spun încă doi cuvinte, perché Ascheia, fiecare dintre voi crede che stia unde este, a trăit parentele Andrici, care aveva o mare dorință di deschidere o altra casa pentru i casi mai gravi. Și când a murit, a lăsat ca testament, s-a fidat la noi, pentru că părintele Andrici era de la Butea. Si è văzut opera noastră care este atentă aceste persoane. E noi ne-am început. Am ajuns la cota zero și ne-am oprit. Nu avem fonduri. Se eu vi spun că am 3 dosari de cerere la Butea, de persoane care au nevoie de ajutor și nu pot, se fosse posibile terminare această casă, eu sunt disponibile de portarsi această cruce și dare posibilitate di altre persone di vedere zimbetul lor. Pentru că aceste persone care trăiesc la noi hanno un zimbet acum, au o speranță. Sono persone che hanno dato viazza per società e sì per famiglie. Trebuie dato aiutor. Si acolo, andorinza, di dare aiutor sì a tineri, care este din casa copiilor, care nu au lucru, si acolo este posibilità in agricoltura. In acest period, am 4, si ajunge mine in 5. Acesti tineri sono tineri care au problemi in famiglia, care a fost lucrat afară de familie, nu a fost primit când a ieșit din casă, și acolo încercam de dare mai departe cu acești tineri. Am nevoie de ajutorul vostru, înainte cu rugăciune și după cine poate, se fosse posibil terminare și această opera. Eu sunt italianca, asta sunt aici, mie nepote la madre generale mi spune, sor Elisabetta, misiunea ta în România e terminata, torni in Italia. Merle, rimane pentru voi aceste opere. Io sono sicura
che voi con sensibilitate che avete, sigur avete grisa di cine traieste a proprio di voi. Cei care descoperă că viața e prețioasă în ochii lui Dumnezeu, mângâie și la rândul lor vor fi mângâiați de Dumnezeu. Sora știe destul de bine limba română, așa cred că am înțeles, nu vom mai repeta. Dacă e să ne gândim, creștinii noștri merg în străinătate pentru o viață mai bună și, bineînțeles, pentru un financiar. Sora vine din Italia nu pentru o viață pământească mai bună, ci pur și simplu pentru a fi fericită. Face lucrul acesta din plăcere, este un hobby, este punctul ei forte, asta știe să facă și pentru aceasta s-a pregătit și sigur asta pentru care câteva valori. Credința, viața ca și dar al lui Dumnezeu, omul. Și aceea, sora este fericită. Sunt convins de lucrul acesta. Apoi, chiar dacă sora spunea că nu face miracole, dar dacă e să ne gândim cine mai trăiește astăzi, aproape de oameni, și să nu fie obosit, cine mai slujește pe cel de lângă, fără vreun interes, sunt foarte puțini. De aceea, putem să afirmăm cu tărie că tot ceea ce face sora este un miracol. Pentru care îi mulțumim. Eu de multe ori stric că Dumnezeu face. E adevărat, dar Dumnezeu se folosește de oameni. Dar sora este în mijlocul nostru pentru ca să-L facă prezent pe Dumnezeu și miracolele sale. Doamna doctor Elena Părânceanu, destul de modestă, nu a vrut să dea prea multe detalii, este cunoscută prietenilor Academiei Petru Tocănel, ca este medic primar de medicină internă cu competențe în ecografie generală, medic la Spitalul Municipal din Roma. Dumnezeu știe să prescrie rețete. De data aceasta ne recomandă fericirea ca tratament. Să ascultăm. Bună seara, vă spun și eu și bine ați venit. Da, într-adevăr, în seara asta am să vă fac o prezentare mai specială, așa cum poate mulți dintre dumneavoastră nu sunteți obișnuiți. Am să vă prezint fericirea ca cel mai frumos tratament. Sunteți de acord? Da. Este un tratament sublim, este un tratament fără efecte secundare, este un tratament care întotdeauna are efecte excepționale și este un tratament pe care nu-l practic de la începutul, să zicem, perioadei de când sunt doctor, ci doar în ultima perioadă. Anul acesta, peste două luni, voi împlini 50 de ani și 26 de ani de activitate medicală, așa încât am avut tot timpul de lume să fac niște observații personale, să mă implic în activitatea care îmi place foarte mult, aceea de a fi medic și de a sluji oamenii. Dacă măicuța noastră îi slujește cu bunătate, cu credință și cu tot ce știa mai bine, încerc și eu să-i slujesc cu ceva. Astăzi vă voi oferi și dumneavoastră, cred, pentru cei ai dumneavoastră dragi, un tratament foarte frumos și întotdeauna valabil, să știți, indiferent de boală, și acest tratament este fericirea. Poate vă întrebați de ce un medic care lucrează într-un mediu trist vă va vorbi astăzi despre fericire. O să aflați răspunsul la sfârșitul prezentării. Și pentru că am o structură destul de organizată, îmi voi permite să vă invit să vizualizăm împreună câteva slide-uri, pentru că prezentarea mea este, ca de obicei, ceva ordonat și organizat, asta ca dumneavoastră să plecați cu câteva idei clare despre acest tratament. Pentru început, am căutat câteva definiții ale fericirii.
Mi-a fost greu, pentru că dacă și dumneavoastră veți face această incursiune în internet, veți vedea sute de definiții ale fericirii. Și eu vă spun că este greu de făcut, pentru că depinde de foarte multe lucruri, depinde de cine citește, depinde de cine face definiția, depinde de cum te poziționezi. Eu am ales, ca să fiu sincer, aceste definiții, din punctul meu de vedere, le-am ales, cred, pe cele care mi se potrivesc mie, profesiei mele și vieții mele și în particular. Haideți să citim câte ceva. Ce poate fi fericirea? Este bucuria sufletului în momentele sale de împlinire. Fericirea reprezintă experiența spirituală de a trăi fiecare minut cu iubire, cu grație și cu recunoștință. Fericirea nu înseamnă să faci ce-ți place, ci să-ți placă ceea ce trebuie să faci. Aici m-am regăsit de multe ori. Nu este nimic altceva decât o sănătate bună și o memorie proastă. Și nu în ultimul rând, fericirea este un mod de a trăi. Eu am să leg acest cuvânt de fericire, de sănătate, pentru că acesta este subiectul care îmi place și consider că, într-adevăr, un om fericit este un om sănătos, trebuie să fie un om fericit. Următorul slide, vă rog. La fel, o altă definiție este să știi să-ți dorești ceea ce ai deja. Este, zic eu, o mare înțelepciune și cred că mulți dintre noi nu suntem fericiți pentru că nu știm să le dorim ceea ce deja avem și ne dorim lucruri care sunt absolut imposibile și de asta trăim acele stări de frustrări și lipsă de fericire. Și nu în ultimul rând, fericirea este armonia dintre ceea ce gândești, ceea ce spui și ceea ce faci. Aici deja ne duce spre alte limite ale gândirii, ale vieții, ale trăirii. Următorul slide, vă rog. Următorul subiect a vrut să fie ceva care să facă legătura dintre și relația, dintre fericire și sănătate, de această dată, din punct de vedere științific, pentru că am să vă ofer câteva date științifice, cei care pe mine m-au mirat foarte mult și nu în ultimul rând mi-a făcut să-mi schimb poziția atât față de pacienți cât și față de cei din jur. Am să vă dau câteva observații personale, am să vă dau câteva exemple de vindecare prin sacru, să ne amintim aceste lucruri, să ne amintim că au existat mari tămăduitori, mari medici, doctori ai omenirii. Am să vă spun câte ceva despre o noutate, ceea ce înseamnă neuroteologia și, în ultimul rând, că există o chimie a fericirii și a iubirii. Ne întoarcem la notele personale. Ce am observat în ultima perioadă? Ultima perioadă mă refer la ultimii 5-10 ani de când practic medicina. S-au schimbat foarte multe lucruri. S-au schimbat foarte multe lucruri în ceea ce privește patologia pe care o tratăm, dar ne-am schimbat și noi foarte mult. Am observat că medicina actuală nu mai este capabilă, așa cum am învățat noi în perioada de studenție și rezidențiat, adică undeva la nivelul anilor 85-90, nu mai este capabilă să trateze și să aducă satisfacție și mulțumire și vindecare pacienților cu boli cronice. Medicina actuală este practic capabilă să trateze doar bolile acute. Bolile cronice sunt cele mai multe, sunt cele care provoacă cele mai multe îmbolnăviri, cele mai multe suferințe, cel mai mare consum de resurse. Și probabil aveți și dumneavoastră patologii diverse, probabil aveți și dumneavoastră în familie persoane cu boli severe și realitatea ne arată că pe măsură ce trec anii, investim mult, dar rezultatele nu sunt pe măsura investițiilor noastre. Ce am mai observat în ultima perioadă? Aplicând pentru aceeași patologie aceleași tratamente diferiților pacienți, rezultatele sunt diferite. Nu pentru că rețeta nu ar fi fost corectă, nu pentru că diagnosticul nu ar fi fost corect, dar pentru că poate și abordarea mea a fost diferită, dar cel mai mult a fost răspunsul pacientului în relația cu patologia, în relația cu suferința, în relația cu tristețea dată de boală, a fost diferită. Și sunt sigură că și dintre dumneavoastră ați experimentat un lucru foarte simplu. Cu cât pacientul este înconjurat de dragoste, de fericire, de mulțumire și este într-o atmosferă mai plăcută, cu atât rezultatele noastre, ale medicilor și asistentelor, sunt mai bune. Este un lucru pe care îl observ de mult timp și
este un lucru care face diferența în ceea ce privește rezultatele noastre. Nu suntem medici mai buni, mai pricepuți sau mai puțin pricepuți, rețete mai bune sau mai puțin bune. În al doilea rând, cred că m-am schimbat și eu. Dacă în tinerețe poate, nu eram atât de atentă la anumite detalii din ceea ce înseamnă viața personală a pacientului. Și poate un mic detaliu referitor la viața privată, la problemele cu copiii, la necazurile lui. Acum, probabil trecând anii, am început să fiu din ce în ce mai atentă. Am început să înțeleg ceea ce am și citit, că practic nu ne putem adresa, cel puțin pentru bolile cronice, numai la tratamentul corpului, care este un tratament cu medicamente. Pacientul nostru și persoana în suferință nu are numai corp și nu trebuie tratat numai corpul. Toată lumea, toți din sală, avem nu numai corp, trup, avem minte, suflet și se pare că avem și spirit. Și numai tratând toate cele patru componente putem avea un om sănătos, un om mulțumit. Deci astea sunt lucrurile care s-au schimbat și schimbările sunt și în partea științifică. Și am să vă dau câteva exemple și să vedeți că sunt cercetări în domeniu și din ce în ce mai mult medicina modernă nu mai este medicina alopată care se bazează pe administrarea strict a acelor medicamente, acelor remedii clasice pe care toți dintre dumneavoastră le cunoașteți, ci există o așa numită medicină integrativă care privește omul în totalitate. Și de asta mi-a făcut plăcere să vin astăzi împreună cu dumneavoastră ca să vă dați seama că tratamentul complet al unui pacient este un tratament care se adresează nu numai corpului, ci și minții, sufletului și spiritului. Și de asta credința trebuie să-și facă un loc în viața noastră, cu atât mai mult cu cât credința și fericirea fac parte din tratament. Haideți să ne amintim și de marii tămăduitori din istorie și de vindecările prin sacru. Și aici v-aș aduce aminte, probabil ați citit și dumneavoastră vindecările care s-au produs la Lourdes. Și vreau să vă spun că marele nostru profesor de neurologie, profesorul Gheorghe Marinescu, a fost invitat de lumea noastră medicală să studieze aceste vindecări. Vă aduceți aminte de vindecările sau poate ați citit de vindecările de la Assisi, de la Fatima, deci nu înseamnă că dacă sunt rare, ele nu au existat. Haideți să mergem un pic mai în urmă și să realizăm că totuși cel mai mare doctor din istorie, cel puțin este modelul meu de bază, nu este profesorul de anatomie de la Universitatea de Medicină, nu este nici profesorul de chirurgie, este Iisus. Iisus a adus niște elemente noi în ceea ce înseamnă tratamentul omului bolnav, a adus credința, a adus iubirea și, nu în ultimul rând, a adus iertarea. De ce spun că a adus ceva nou și de ce spun că a adus ceva nou în tratament? Studiile științifice arată clar anumite lucruri. Și anume că credința și iubirea și, nu în ultimul rând, iertarea stimulează în organismul nostru descărcarea unor substanțe cu efect benefic pentru însănătoșire, stimulează sistemul imun. Și aceste două lucruri fac parte integrată din acea metodă integrativă de tratare a pacienților și în special al pacienților cu boli cronice, cu boli grave. Și aici profit de prezența doamnei colegii mele, doamnei doctor Luchiar, în special a pacienților oncologici. În momentul de față, acești pacienți se tratează tratând într-un ansamblu corpul, mintea, sufletul și, nu în ultimul rând, spiritul. Vi-l aduceți aminte de Sfântul Nectarie și, nu în ultimul rând, de Părintele Arsenie Boca, care a fost renumit prin cadrul de vindecare, care poate pentru noi, dacă nu suntem foarte atenți și nu ne gândim mai profund, pot părea minuni, dar ele nu sunt minuni, repet, sunt lucruri absolut posibile. Haideți să vă spun câteva cuvinte și despre neuroteologia, care este un aspect care m-a frapat, dar în același timp mi-a confirmat anumite observații personale. Ce înseamnă, de fapt? Înseamnă o identificare a mecanismelor cognitive implicate în experiența religioasă. Vreau să vă spun că pe ADN-ul nostru, pe spirala ADN-ului nostru, există gene extraordinar de multe, există inclusiv gene pentru credință, există gene pentru iubire, există gene pentru fericire.
Nu toată lumea își exprimă aceste gene, cu nu toți pacienții cu diabet care au în genetica lor prezența anumitor gene vor face și diabet. Există într-adevăr și lucrul acesta puteți observa și dumneavoastră, persoane mai predispuse pentru credință și din potrivă persoane care parcă au ușile, urechile închise în această problemă. Și nu în ultimul rând vreau să vă spun că există o chimie a iubirii și a fericirii. Există anumite zone din creier, demonstrate din punct de vedere științific, care participă la reacțiile noastre, la emoțiile noastre. Există și un neuromediator care se numește serotonină și dopamină, deci există doi care sunt strict legate de aceste senzații de fericire, de iubire. Serotonina nu este întâmplător denumit hormonul fericirii. Și într-o mică paranteză, nu știu dacă sunt psihiatri sau dacă aveți câteva cunoștințe de psihiatrie și mai bine zis de tratament psihiatric, o mare parte a tratamentului, este doamna doctor Dumitrache, o mare parte a tratamentului psihiatric are legătură cu receptorii la serotonină, da? Deci această relație a sănătății cu fericirea, cu receptorii și cu neuromediatorii este o relație atât și științifică, cât și la nivele din ce în ce mai înalte. Și în ultimul rând, ultimul capitol, care l-am numit eu mai puțin special note personale, în care am să vă expun cam cum am încercat eu să schimb ceea ce am făcut 20-30 de ani, cum încerc să aduc eu fericire și cum să tratez din ce în ce mai bine pacientul meu, prin prisma celor învățate, observate, studiate, citite, auzite, din ceea ce ne-au spus ceilalți, sau poate pentru că am fost eu un pic mai atentă la suferința și la viața oamenilor din jurul meu. Consider că în ziua de azi noi trebuie să facem un tratament nu numai integrativ, repet, corp, minte, suflet, spirit, ci mai ales un tratament personalizat. Și de asta zic să ne aplecăm și să nu trecem rapid printre oameni, mă refer aici la personalul medical, chiar dacă suntem foarte ocupați și lucrăm în spital și timpul acordat fiecărui pacient este, să știți, destul de scurt, dar am sesizat cu cât vorbim mai mult, cu cât avem mai multă răbdare, cu cât poate participăm printr-o vorbă, printr-un sfat la viața particulară a pacientului și încercăm să dăm acele foi de ceapă ale suferinței lui și să vedem că, de fapt, foarte multe dintre suferințele pacienților au o cauză în problemele lor din familie, în problemele cu copii, în problemele sociale, problemele familiale, atunci vom putea face un tratament personalizat, atunci vom putea ajunge la sufletul acestuia, atunci vom putea aduce fericire și, de ce nu, în ultimul rând, rezultate, pentru că toată lumea dorim să avem rezultate. Deci astăzi și nu astăzi, de aici încolo, îmi propun fericirea ca tratament pentru pacienții mei. Și am să vă dau câteva metode, sau cel puțin cum încerc eu să administrez fericirea și cum puteți și dumneavoastră să administrați fericirea celor din jurul dumneavoastră, în special a celor bolnavi, pentru că astăzi nu sunt în postura mamei, a soției sau a femeii, ci sunt în postura unui medic. Eu zic să administrați fericire în doză care poate fi supradozată sau să nu vă stresați cu dozele. Aici funcționează principiul cu atât mai mult, cu atât mai bine. Haideți să fim atenți. Haideți să fim atenți toți și noi cei care dăm sănătate și dumneavoastră cei care sunteți familia pacienților. Ce pot eu face și ce încerc eu să fac în fiecare zi? În primul rând să ascult pacientul mai mult. Mai mult, cu atenție și cu amănunte. Și să știți că am surprize plăcute. Pacienții când revin a doua, a treia oară și le dau niște amănunte ale primelor vizite, rămân surprinși. Dar acele amănunte care poate ar părea nesemnificative, dar fac totul. Fac totul în ceea ce privește relația mea cu acea persoană, relația mea cu acea familie. Cum să mai administrăm fericirea în orice moment al zilei? Pacientul trebuie să aibă încredere în noi, să fim niște oameni serioși, să fim niște oameni profesioniști. Și un lucru pe care l-am mai experimentat, să fim oameni disponibili, oricând, la orice oră, la orice minut. Și așa cum spunea măicuța că a sunat-o la ora 3 dimineața, poate să nu ne sune nimeni chiar la 3 dimineața decât dacă suntem în gardă, dar eu cred că mulți dintre noi oferim telefoanele noastre, oferim disponibilitatea noastră, pentru că ne punem și noi în locul pacienților și a familiilor. În concluzie, aș vrea să vă citesc câteva rânduri
nu neapărat legate de fericire, ci să vă pun niște întrebări. Întrebări pe care mi le-a pus și mie prin această frumoasă carte de Părintele Hristostom Filipescu și am să vi le pun și dumneavoastră. Astăzi știi cine ești? Viața este frumoasă, oamenii sunt minunați, încredere, afecțiune, respect, bucurie, acceptare, pace, încurajare, tandrețe. Te iubesc pur și simplu până la stele și dincolo de ele. Zi cu soare în suflet. Când, visez, râd și nu uit să mă joc câteodată. Bucură-te, zâmbește, mâine va fi mai bine. Vă doresc să fiți fericiți pentru a fi sănătoși și să fiți sănătoși pentru a fi fericiți. Și nu în ultimul rând, eu împreună cu soțul meu vă doresc Paște fericit. Această rețetă ne este la îndemână. Mulțumim pentru știința pe care a adus-o în a crește și noi în fericire. Tot ceea ce a spus sora și doamna doctor se concretizează într-un singur cuvânt. Iubește! Rog pe domnișoara Stogrindiana să ne cânte cu o poezie exact pe această temă. Și dacă te mai supără viața și uneori uiți și omenesc, din când în când să spui, îți ceri iertare, din când în când rostește, te iubesc. Pentru că timpul trece, nu rămâne din nopțile ce când îți robesc decât regretul. Și poate vreodată ai vrea să mai poți spune te iubesc. Un frate, un părinte, un prieten, toți sunt la fel. Toți plâng și îmbătrânesc. Tu sparge zidul negru al mâhnirii și spune fără teamă, te iubesc! Iubirea dăruită îți va aduce iubirea cu cei sfânt și omenesc. Din când în când să spui, îți cer iertare, din când în când rostește, te iubesc. Iartă-i pe alții, iartă-te pe tine, iertarea e un dar dumnezeiesc. Găsește-ți libertatea prin iertare și te iubești, doar spune, te iubesc. Pentru că timpul trece, nu rămâne din nopțile ce când îți robesc, decât regretul. Și poate vreodată vei plânge când ai spus în te iubesc. Lacrime, del ce-am lag. Când, izgonit din cuibul veșniciei, întâiul om trecea uimit și mirat pe codri, ori pe câmpuri, îl săgetau cu amintire paradisul. Și omul cel dintâi privea avul, nu știa să plângă. Odată, istovit de albastrul preasemin al cerului, cu suflet de copil, întâiul om căzu cu fața în pulberea pământului. Stăpâne, ia-mi vederea, ori de-ți stă în putință, împrenjenește-mi ochii cu un giulgiu. Să nu mai văd nici flori, nici cer, nici zâmbetele Evei și nici nori, căci vezi, lumina lor mă doare. Și atunci, milostivul, într-o clipă de îndurare, îi
vedete lacrimile. La un serial destul de cunoscut, unul dintre actori s-a așezat așa în fața unei mese și spunea: ah, sunt fericit. Casa mi este bine, mașina mi este bine, totul este pus la punct în viață. Un prieten de lângă, văzându-l, i-a spus colegului cu care era: vrei să-i strig fericirea? Și a spus: ok, tu ești fericit, dar iată, vecinul tău este mai fericit. Tocmai ce a câștigat la lotul. Cum? El? Nu e posibil așa ceva. Cum să câștige el? De ce? Că el nu cunoaște, nu știe. Și în momentul ăla s-a distrus fericirea. Ești fericit atunci când ești mulțumit cu ceea ce ești. Și cu ceea ce ai. Pentru că omul, viața omului este darul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ți-a dăruit atât cât trebuie. Noi ne comparăm cu ceilalți. Și în momentul în care ne comparăm cu ceilalți, încep să apară nefericirile. Invit în continuare formația maestră. Atunci îl invit pe președintele Paul Mârț, președintele Academiei, să țină o cuvântare de final. Nu vreau să vă stric în niciun caz fericirea, așa că la final se cuvine să aducem un cuvânt de mulțumire. Întâi de toate, aș vrea să vă mulțumesc dumneavoastră, pentru că dați din timpul dumneavoastră, faceți ca întâlnirile noastre să aibă cu adevărat, să ajungă acolo unde ne dorim și noi, în inima dumneavoastră. Sperăm să fie pentru dumneavoastră o provocare pentru fiecare zi. Așa că vă mulțumim și se cuvine să mulțumim și invitațiilor noștri din această seară, sorei Elisabeta, pentru că n-a spus altceva decât ceea ce face. Și mulțumim pentru că a spus cu adevărat cum Dumnezeu consolează. Vedeți, Dumnezeu nu consolează din cer întinzând o mână, ci consolează prin celălalt. Și putem să fim și noi un instrument al lui Dumnezeu, un colaborator, ajutând, deschizându-ne ochii, mai ales ochii inimii, pentru cei care avem aproape de noi. Asta ne îndemnă seara, să nu uităm că fericirea este aproape de noi și se dăruiește. Pentru că Maica Teresa de Calcuta, cum mai spuneam, întotdeauna secretul ei era a trăi cu alții și pentru alții. Aceasta este fericirea. Mulțumim, sora Elisabeta, pentru exemplul și mărturia dumneavoastră. Mulțumim doamnei doctor Cătălina Irina Pălânceanu, pentru că ne-a arătat că și doctorii sunt oameni și ei caută fericirea. Și chiar dacă prescriu rețete, și ei au nevoie de o rețetă a fericirii. Și mai ales suntem bucuroși pentru că dincolo de un medicament care ne prescrie, un sfat care ne-l dau, încearcă prin profesionalismul dânsei să ne arate că umanitatea este cea care predomină și apropierea și interesul dânsei pentru fiecare pacient arată umanitatea profundul ei pentru pacientul care l-are în față. Mulțumim pentru exemplu, pentru mărturia și pentru cuvintele dumneavoastră. Mulțumim părintelui Francis Fărcășel pentru că cu căldură a acceptat disponibilitatea de a veni în această seară în mijlocul nostru, pentru că a moderat această seară, pentru cuvintele, pentru mărturia dânsului și cu siguranță a trăit și el prin această fericire a plângerii, dar întotdeauna Dumnezeu i-a fost alături. Dorim să mulțumim cu totul, în mod particular, domnului primar, Lucian Micu, pentru că a binevoit să vină în această seară. Vă pot mărturisi de susținerea dânsului, de colaborarea pe care și suportul pe care ne-l oferă de câte ori ne întâlnim și avem ajutor și avem nevoie de ajutorul primăriei și a Consiliului. Vă mulțumim pentru că sunteți mereu alături de noi. De asemenea, aș dori să mulțumesc și corului corului seminarului Episcop Melchisedec. Ne-au introdus până la un punct în ambientul de Paști. În schimb, ne-au arătat și faptul că primăvara este aproape de noi și tinerița este cea care predomină.
De asemenea, mulțumim doamnei Nușei Chiriac și Hotelului Roman pentru că găzduiești în fiecare lună aceste întâlniri, editurii Serafica și sponsorilor noștri Floritoria Art, care ne dăm întotdeauna o culoare și să știți că este și aici o artă și cu siguranță doamna când face aceste, doamna Bogdana Biciușcă, se gândește și la faptul că cei care îl admiră sper să plece mai fericiți. De asemenea, mulțumim Asociației Culturale GONG pentru prezență, de asemenea Dianei Strogrin și Mușatinilor pentru colaborare. Dacă ați văzut când ați intrat, câțiva copii mereu ne așteaptă. Le mulțumim și astăzi pentru că au pregătit aceste, din munca lor și fotografiile le arată, au pregătit pentru cei săraci și nu putem să ne gândim la alți săraci când avem săracii pe care sora Elisabeta ne-a prezentat în seara aceasta. Prin munca copiilor, prin generozitatea dumneavoastră, sperăm în această seară să le venim în ajutor. Eu voi face după aceea o vizită sora Elisabeta și copiilor pentru a le oferi din puținul nostru, din pomana cu care Dumnezeu ne invită să binecuvântăm acest post, să le venim în ajutor, să-i ajutăm și noi să-i mai luăm un gând, sora Elisabeta, și să dăm o speranță copiilor. Așa că, copiii, mulțumim doamnei profesoare Mihaela Huci și copiilor pentru timpul lor. Următoarea întâlnire la care vă așteptăm este data de 27 aprilie. Vom cânta împreună, și asta ne bucură, un Hristos a înviat. Iată, mulțumim că și Seminarul Ortodox și Părintelui Amărine Ionuț ne arată că ecumenismul și faptul prin prezența dumneavoastră suntem un semn de comuniune și ne bucurăm că putem crește împreună și fi un semn pentru o lume care poate caută să ne dezbine, dar profundul nostru, comuniunea, ne face mereu și ne umple inima. Vă mulțumim și sper că timpul care l-ați petrecut alături de noi a fost un timp binecuvântat și aveți suficiente provocări să fiți mai fericiți. Vă mulțumim, mulțumim invitațiilor, domnului primar și o seară frumoasă!